Oameni buni, să vă fie ziua bună și viața așa cum o meritați. Știți ce am aici? Senzațional. Senzațional, câtă finețe, ce artă. Este o amprentă românească, oameni buni. Poporul nostru este populat de eternitate. Ia, îl avem pe fundal, pe George Enescu, Rapsodia. Ha? Ha? Îi mai dăm un pic? Ha? Îi mai dăm un pic? Suntem un popor fascinant. Am cam luat-o noi la vale în ultima perioadă. Începem să ne revenim. Ați văzut în urmă cu două săptămâni, când am avut-o pe doamna Mujdei de la grupul șezătoare la Brașov. Am dat în bâlbâială, vedeți, mi se întâmplă. Doamne, ce splendoare, ce finețe, ce extraordinar. Așa, m-a stârnit, au fost niște ecouri senzaționale. Oamenii de acolo sunt oameni tineri, frumoși și români adevărați, care respectă întru totul. Am primit o corecție zilele trecute, ieri sau alaltăieri, de la invitatul meu de astăzi, pe care nu o voi uita niciodată și trebuie să ne aplicăm unii celorlalți, astfel încât să știm pe ce lume trăim. Vedeți că habar n-am. L-am rugat așa, vi-l prezint imediat. Am rugat așa, domnule, veniți, vă rog, în costum popular. Ne va spune imediat ce replică mi-a dat. Mi-a aplicat o corecție pe care o meritam. Da. Gabriel Boriceanu, pur și simplu, pui de român. E așa de frumos, îmi pare rău că nu vi-l pot arăta în întregime. Da, îl veți vedea dumneavoastră, îl veți căuta și îl veți vedea. Mulțumesc frumos pentru că ai acceptat invitația mea. Ce frumos! Cu mare drag, bună seara! Bună seara, bună seara! Ne cunoaștem doar de 5 minute, ne cunoaștem. Așa, acum ne-am văzut pentru prima oară. Pentru prima oară, da. Și îmi place enorm de dumneavoastră. Mulțumesc! Vă urmăresc emisiunile. Mulțumesc din toată inima. Și sunt ceva de folos pentru Brașov. Ceva cu rost, cum spunem noi. Mulțumesc din toată inima. Nu merit eu asta, dar mulțumesc. Îmi pică bine, recunosc. Îmi cade tare bine. Da, nu este nimic preparat. Eu sunt eu așa cum mă vede omul pe stradă. Ba, de multe ori mi se spune, dar arătați mai bătrână la televizor. Ce arătați bine în realitate. Sigur că este, mă bucur de credibilitate, ceea ce este cea mai frumoasă recompensă. Da. Și atât. Fac ce-mi vine, zic ce-mi vine, iată, nu este absolut nimic preparat la nicio ediție. Ce să prepar când ai un român? Deci, care a fost răspunsul? Cum, de ce nu este costum popular? Cum se cheamă? Pentru că sunt haine românești. Haine românești. Eu așa n-am întâlnit termenul de costum național. Costum popular poate am mai întâlnit, dar la noi li se spun haine românești. Sunt făcute de românce, sunt făcute în casă, efectiv aproape 90% din costumul pe care port eu e făcut în casă. Ceea ce avem aici este o ie de botez pentru o fetiță. E minunată. Impresionant, senzațional. Păi nu-i dă un har unei fetițe în momentul când o botează în așa ceva. Nu-i dă o cale dreaptă. Îi dă o cale dreaptă? Da, sigur că da. O face gata pentru viață. Da, dar nu e cool. Ei, nu este cool. Costumul popular totdeauna e cool. Costumul popular al nostru. Ai nu-i românești. Cum? Sunt cool întotdeauna. Trebuie să știi doar cum? Un pic. Trebuie să-i cumperi. Să-i cumperi hăinițe de firmă. Acum, fiecare după posibilități, fiecare își poartă haina după suflet. După suflet. Sufletul românesc. Oameni buni, nu e o glumă. Asta e un ștergar țesut. Eu îmi permit să renunț la pronumele de politețe, pentru că mi-ești aici, dacă mi-ngădui. Da, sigur. Ești foarte tânăr, dar este clar, e fibră românească, e simțire românească, da. Este senzațional. Dincolo de aceste șezători de care îmi povestea și doamna Mujdei, da, înțeleg că mai ești și într-un ansamblu. Da, sunt în mai multe ansambluri chiar, da. Uite, v-am adus și un cadou. Da, mulțumesc. Asta este un calendar cu ansamblul Junii Cetății Rupea. Vai, niște oameni minunați. Sunt niște oameni extraordinari. Iată,
Este un ansamblu care nu necesită, la care nu trebuie să fii prezent prea mult la repetiții, pentru că e așa pe nepregătite, cum sunteți dumneavoastră. Adică sunt oameni direct, iei de acolo și pui acolo. Fără nicio preparație. Da. E, și mai sunt și la un ansamblu la Junii Brașovului, ansamblu de bază la care m-am înscris prima oară, acela e un ansamblu de dansuri. E, acolo sunt alte chestii. Acolo sunt sincroane, sunt, trebuie altceva. Am înțeles. Și dansul este o artă. Am înțeles. Mă uitam la picioarele lui, oameni buni. Și mă uitam ce... Și când a venit, cât a circulat prin studio puțin, picioare lungi, frumoase, cu fibră. Unii merg la sală. Merge la o sală de repetiție, frate. Chiar nu mi-a trebuit sală. Ce trup frumos, clădit frumos, întreținut frumos. Și cu... Cum se cheamă? Ițar? Cioareci. 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 Cioare. Cizmă. Cizme grele. Cizme grele. Aha. Batem cizma cu cioare și cu... Da, sigur că nu toți au această chemare, dar nu, măcar să recunoaștem, să facem o reverență haine românești. Senzațional. Nu voi uita niciodată această corecție pe care am meritat-o. M-am rușinat într-o oarecare măsură. Da, așa este corect. Port popular, haine, nu știu de care, costume naționale. Presupun că au avut și așa, cum să spun, au trăit între popoarele conlocuitoare sași, maghiari, da. Și atunci au vrut să se impună ei, să fie a lor haine românești. Da. De aia le-au zis, să facă diferența între hainele domnești, că li se spune la cele de zi cu zi, și haine românești. Deci, ce ciucurei are aici, uite, ce splendoare, ce e aici, ia, uite ce frumos. Asta cum se cheamă? Cârpă de gât. Cârpă de gât. Cârpă de gât, da. Asta, într-adevăr, este influența sașilor din zonă. Cârpă de gât. Dar au adaptat, am stat... Acesta e un inel de logodnă? Un inel de logodnă este un inel, da, pentru fi. Mine. Poate pentru fi. Pentru oamenii căsătoriți, da, poți să-și pune verigheta sau inel de logodnă. Și am stat de vorbă cu femeile de pe unde mă duc eu, de prin sate din jurul nostru, chiar mă duc prin sate, și au spus așa că au adaptat unele porturi, dar au luat ce li s-a mulat sufletului, simțirii și sufletului lor, atât au luat. Nu s-au lăsat influențați prea mult, înțelegeți? De-aia spun că asta e de influență săsească, le dă o eleganță aparte portului. Da, într-adevăr, într-adevăr. Și asta e cheptarul. Asta e cheptarul. Cheptarul. Ce uitați, aici avem pomul vieții. Pomul vieții. Scris pe cheptar. Care ne spune cum? Ne spune... Efectiv... Parcursul vieții. Da, parcursul vieții. Parcursul aici vieții. Este, de aici ștage seva din pământ și până ajunge până în vârf. Până la apogeu. Până la apogeu. După care... Plecăm. Ne întoarcem acasă. Știți? Da, apropo că nu. De plecat, mă scuzați, am fost de unde am obținut, nu știu ce, asta cred că este o batistă de nuntă, dată de către mireasă mirelui. Și am răscolit-o prin dulapul doamnei, că mi-a permis să și pozez, o să vedem niște poze, și am descoperit hainele pentru mormântare. Deci e totul firesc. Și acolo scrie așa, acolo este... Pânză pentru înmormântare, ce să dea naște, ce... e totul firesc, plecarea atât de firească la țăranul român, nu știu de ce am pierdut chestia asta. Religia nouă ne spune așa, vedeți că și la slujbă și, mă rog, preotul, limbajul ortodox este acesta, nu a murit. Mie îmi place să spun că a plecat, că se întoarce acasă. Ei, limbajul ortodox este acesta. A dormit într-un noștri. Da. Asta ce înseamnă? Înseamnă că, într-adevăr, vom reveni. Cum? Știți dumneavoastră mai bine decât mine. Acum vă dau o tânără tare frumoasă prin intermediul cu bunăvoința bunului meu coleg și care înțeleg că este imediat. Înțeleg că este sora invitatului meu de astăzi, care se numește Mădălina Boriceanu. Ia uite ce frumoasă e. Mădălina Boriceanu, ce frumoasă e. Toată familia sunteți? Doi frați? Suntem doi frați, da. Doi frați. Deci, pereche. Amândoi, pereche. Da. Ce frumos.
Suntem și Mădălina e mai mică? Mai mică cu 4 ani decât mine. Perfect, o pereche perfectă. Am avut aceiași învățători, aceiași profesori, aceiași diriginți. Suntem și ne avem bine, foarte bine ne avem. Ce frumos! Atât de tare ne-a unit dansul și pasiunea asta pentru... Și are o pasiune pentru... Presupun că nu chiar atât de puternică, mă gândesc eu, cum e la mine. Recunosc că am o pasiune extrem de puternică, n-am de ce să nu recunosc chestia asta. Deci eu pentru astea aș călători în lumea întreagă. Cu ele, să mă mândresc cu ele, să le caut. Nu mi-este rușine că n-am cusut o ie. Am mai auzit doamne spunând că au venit așezătoare și săracele, nu toată lumea are îndemânarea. Da. Și zice, am venit așezătoare și n-am cusut o ie. Ei, nu, eu sunt bărbat, nu mi-e rușine. Eu le caut, totdeauna am fost așezătoare, le-am arătat modele și așa. În schimb, am făcut și eu ceva, uitați asta. Așa, ce, cum se numește? Creață se numește. Cum? Creață. Creață? Creață. Asta e copie, o copie după creața originală. Am înțeles. Așa. Da, e migălos să faci așa ceva. Da, este migălos. Cu mărgeluțe, cu floricele, cu... Da. Da. Și asta spun că nu... avem o doamnă care a reprodus o ie. Cam ie aceasta o reprodus la așezătoare. Într-o oarecare măsură. Este o ie ardelenească din satul Mateiaș. Ce frumos, e, trebuie să o arătăm în toată splendoarea ei. Dar e pânză, oameni buni, pânză trainică, cardeleană, domnule. Ia, uite. Este o pânză cardeleană de trainică. Ce frumos e, doamne. Ia. Ha? Grandios, Enescu. Dar nu, că am așezat-o pe la valiere, nu se poate. O așezăm la loc. Nici nu stă bine pe mine, trebuie să ai și... Da, amprenta mea genetică este de român adevărat. Da. Costumul românesc nu îmbracă doar trupul, îmbracă și sufletul, așa că nu... O să stea sigur bine și pe dumneavoastră. Stă, sigur. Mă tot dau mare de câțiva ani, am tot spus. Am și ce rău, îmi pare că nu le-am adus astăzi. Am o pinci. Mă dau mare, atâta, nimic altceva. Am auzit la doamna Mujdei. Da. Să știți cum se spune că o pincă este talpa țării și nu trebuie să dăm uitării. Nu dăm uitării. Așa se spune, nu dăm uitării. Sunt opinci veritabile. Încă recunosc, n-am îndrăznit, n-am apucat, nu mi-am luat opinci, n-am opinci. Pentru că la noi s-a renunțat de foarte curând la opinci. Și zic, hainele trainice, încălțările trainice a fost. Da, le arătăm telespectatorilor acum câine păpură. Oameni buni, care aveți acces la internet, intrați pe contul invitatului meu de astăzi, Gabriel Boricianu. E fascinant. Într-o noapte am intrat, numai cu vreo săptămână, nu acum recent, și nu mă mai săturam. Am mai pățit cineva așa. Fascinant. Ai spus, dom'le, nu e doar așa că hai să am o ocupație, să mă duc la șezători. Nu. Chiar simte, nu? Nu? Da, nu? Așa e. De unde vine dragostea asta? De la mama, de la tata, de la bunica, dar nu știu. Educația este, și mediul este, de viață. Nu pot să zic că am trăit într-o zonă în care eu n-am avut nici o piesă de port acasă. Până acum 3 ani, n-am avut 4, să zic, n-am avut nici o piesă de port. N-a fost vina nimănui, n-a fost vina nici a părinților, nici a bunicilor, așa, probabil dumneavoastră știți, eu am intuit că n-a fost vina lor, sau pentru că s-au dezis de astea. Nu și s-au dezis, dar... Le-am lăsat cumva, le-am abandonat, corect, așa este, le-am abandonat. N-am avut nicio, și totdeauna m-au fascinat și aveam niște unchi în satul Mateiaș, care pentru mine este buricul pământului, trebuie să recunosc. Așa este, satul Mateiaș lângă Rupea, un sat extraordinar, unde o femeie până la căsătorie trebuia să aibă 20 de asemenea ei. Atât erau de harnice. 20 de asemenea ei până la căsătorie. Asta înseamnă muncă. Mult și muncă înseamnă, mult. Și m-au fascinat totdeauna detaliile, în orice domeniu, nu doar în domeniul artei populare, sau detaliile. Eu când mă uit, trec cu vederea așa și după aia încep și recunosc un detaliu așa și imediat îmi dau seama de om, de situație, de... Așa m-au fascinat detaliile cred că de acolo, așa mi s-au tras seba. S-au făcut un lichid care se numește Gabriel Boricianu și a luat amploarea asta. Oameni buni, îl invit, vorbesc cu ceva vreme înainte și cu o zi înainte de a intra în casele dumneavoastră, îmi spune așa, încă nu,
Da, de ce? Cum? Păi nu sunt încă pregătit, nu am făcut tot. Atunci mi-am dat seama că este foarte riguros și că se prețuiește pe sine în sensul cel mai frumos, a se prezenta frumos, a ne arăta ce pregătire ar mai fi trebuit până la întâlnirea noastră. Trebuie ceva închegat care să, cu care să vin, efectiv. Am venit, fizic, foarte, da, fizic. Corect. Ceva, probabil, acum cum se numesc proiecte, știți? Da, da, da. Proiect. Presupun că ceva proiecte. Da. De exemplu, am întâlnit o fiică a Mateiașului, se numește Sorina Olaru, este pe undeva prin București, o doamnă destul de respectabilă, și uitați, am o carte, Mateiaș, un artă populară și folclor, așa arată cartea, și mi-a promis că mă va sprijini să o reeditez, cu poze actualizate, cu oameni actualizați, dar să o reeditez, toată lumea ce înseamnă să reeditez o carte. Acolo sunt... Mateiaș, buricul pământului, ar să reținut, nu? Da. Aici e buricul pământului. Acolo este efectiv nunta românească cu toate etapele, cu strigăturile. Strigături auzite de dragoste, da. Și dor. Da. Dragoste. Ia să vedem prima, e lung, să nu vă imaginați că nu, adică e un poem întreg aici, dar primele versuri. Serenisme. Cum sună? De aici până la Badea în curte, măgheran până în genunche, măgheranul-i mărunțel, și bădița-i tinerel, măgheranul-i răcoros, Badea-i tânăr și frumos. A, da, uite, așa e Badea, frumos, tânăr și frumos. Senzațional. Asta când a fost editată? În 1974, la Brașov, Iosif Ioan. Așa, lucrarea editată de Centrul Județean de Îndrumare a Cetății Populare și a Mișcării Artistice de Masă Brașov. Ce faceți, neisprăviților? Ce ați făcut până acum, centrul acesta sau moștenirea? Ce ați făcut? Iată ce se făcea. Zice că ești nostalgic, dar asta nu e nicio nostalgie. Ia uite ce semn de carte. Da, semn de carte cu motiv tradițional de pe oie din Mateiaș. Două doamne, pe spatele lui cred că scrie cine le-a... Le-au pictat efectiv, mie mi le-au scos la imprimare. Da. Doamne, câtă rigoare, câtă frumusețe. Da. De asta m-am temut. Proiect motive tradiționale din țara Bârsei și împrejurimi. Autoare Antonella Lungu, Melinda Pușcaș. Mulțumim, doamnelor. Da, s-au străduit și au luat câteva motive, le-au făcut... Le-au pus în semne de carte, în tablouri, le-au pictat, acele mi le-au scos pentru, efectiv, pentru cărți. Totuși, este... puțin se vede, se va vedea la cameră. Dănuțul, dă-o un picuț, nu pe mine, ci aici. Aici sunt adnotări, e scris cine este în primul rând, cine în al doilea rând, îmi place extraordinar de mult scrisul. Dom'le, e lucru sfânt ăsta pe ce am pus până acum. Dar și totuși în 74 și sunt pozele alb-negru și... Da. De asta dorește reeditarea pozelor. Plus că în contextul actual, portul actual, încă există, încă se... Și va exista. Și va exista atâta timp când noi suntem o generație cheie. Și eu și dumneavoastră suntem aceeași generație. Vai, mulțumesc. Așa este. Eu sunt străvechi, eu am 120 de ani. Telespectatorii știu. Nu suntem aceeași. Și suntem o generație cheie și... Sunteți. Am avut așa o revelație, nu știu. Am fost la Cluj. Acolo există o familie de coregrafi care fac un lucru minunat. Au cursanți și săptămânal merg și fac repetiții. Și o dată pe lună se întâlnesc la Casa Dansului Românesc. Ați văzut cum au spus și ei, Casa Dansului Românesc. Aha. Sau Casa Jocului Românesc. Se întâlnesc o dată pe lună și îmbracă costumul și ceea ce au repetat la repetiții, îi joacă. Joacă acolo. Pentru că e un fel de ora satului altfel. Înțelegeți? Înțeleg. E ora sat. Și eu jucam cu o femeie și la un moment dat văd un copil. Și stătea copilul și bătea așa din palme și mă uitam, uite-l cum învață. Cum învață? Uite, de la ce vârstă învață? Avea 6 sau 7 ani. Și atunci am zis, suntem o generație cheie. Dacă noi nu,
Nici ei. Da, uite, acum le-am dat telespectatorilor o imagine care se află în Muzeul de Artă din Boston. Este o regină. Executată undeva în secolul XIX, fotografia. Vă dați seama? De fapt, este o pictură, ca să fim corecți. Da, e o pictură. Da, este o pictură, ca să fim corecți, nu fotografie. Da, este absolut senzațională, este o regină. Ce frumusețe are portul popular. Ia, Ciprian, porumbesc cu balada. Ce poate fi mai frumos, nu? Să așa vezi cum. Vreau să vă arăt o mireasă de la noi, dar... Nu se va vedea foarte vedea, bine pe ecran. Cât de împărătești erau hainele. Împărătești. Împărătești. Ce domnul Apan, nu știți, Dumnezeu să-l odihnească și să-l primească în rândul celor drepți, a spus că costumul popular românesc este un templu la purtător. Mi-a fost foarte greu să înțeleg ce înseamnă templu la purtător. Și ce înseamnă un templu? Și am stat eu și m-am uitat. Pe hainele noastre e cusută caligrafia românilor. Așa au dedus mulți și vă povestea și doamna Mujdei de doamna Ioana Corduneanu de la București. Am invitat-o, a venit la emisiune. Este minunată doamnă, o respect și ne învață multe. Ne învață multe și pe gratis. Și pe gratis. Da. Ne învață multe. Deci datorită dumneavoastră ei tânără, s-au cusut sute de i. Efectiv. Și asta spuneam. Fiecare model, fiecare are o semnătate aparte. Deci, vedeți, aici nu sunt flori, sunt motive geometrice. Apare motivul coloanei, apare motivul ochiului, apare tot felul de motive, tot soiul de astfel de motive. Și de asta spune domnul Apan, este un templu la purtător, pentru că unul este pentru protecție, unul este pentru fertilitate, unul este pentru... voie bună, sunt motive pentru supărare, haine de doliu. Și de asta, eu așa consider că de asta a spus domnul Pan, este un templu la purtător. Și el a și descifrat costumul popular în toate tainele lui. Și probabil că țăranul român în trecut știa, noi astăzi nu mai știm, dacă întrebe cineva ce înseamnă, îmi zice că ăsta este motivul cu bodogăienele și atâta. Așa se cheamă, bodogăienele, și nu știe efectiv la cusut, dar în trecut probabil că știau ce lucrau. Doamne, câtă muncă este aici! Doamne, câtă muncă! Da, și dincolo de asta este și arta extraordinară a acestui costum. Ia uite! Câtă muncă! Câtă frumusețe! Astăzi stăm pe Facebook și comunic, socializăm! Gata, am găsit și mireasa. Am găsit și mireasa. O arătăm așa cum se poate. Uite ce frumoasă e. Dănuțu, iată. Așa, mireasă. Da, acum trebuie să fim despuiate, trebuie să... Să știți că s-a făcut o nuntă acum, să nu greșesc, acum un an jumate, cred, în satul Fântâna, în haine țărănești. Am înțeles. Și asta trebuie să o mai țin puțin în mână, da. Nu voi uita niciodată că e buricul pământului, nu? Mateiașul. Niciodată nu voi uita asta, pentru că am simțit că, da, într-adevăr, ai metabolizat ceea ce ai spus și cu adevărat așa este. Mi-e rușine să mă crezi, să stau alături de tine. Nu, mi-e cred, rușine. Da. Eu spun ceea ce spun. Nu gratis, da. Nu, am înțeles, dar nu cred că mi-e rușine. Da, ba da, mi-este rușine pentru că eu sunt rătăcită, spre deosebire de iată. Sunt rătăcită. Avem 30 de minute. Bine, mulțumim frumos. Da, mă uitam aici, redactor Constantin Catrina. Da, unii spuneau, mi-amintesc, că pe vremea comuniștilor ce făceau și cum făceau, dar uite ce au făcut, frate. Așa, tehnoredactor Ciprian Tomșa. Ei, au făcut și lucruri bune, nu se poate. E sigur că da, hârtia ce bună este. Da. Tiparul ce bun este, da. Este și un documentar pe YouTube, dacă... Da, da, să... da. Nunta de la Mateiaș. Nunta de la Mateiaș. Eu am... Ar merita două secunde să-i dați drumul la o ficiorească de acolo. Da? Ia da. Să vedem. Eu am mai găsit un album după aceea, acum de vreo lună, curând, un album întreg cu nunta, toate etapele nunții. Cineva s-a căsătorit prin anul 1967, sper să ții minte, și și-a angajat fotograf. Așa.
toate etapele nunții, de la biserică până la datul zestrei, până la spălatul simbolic pe mâini. Uitați, ați găsit. Deja am găsit acestea? Da, da, acestea. Și o să doresc un pic până începe. O să doresc un pic până începe, dar nu-i cine nimica. Cine a făcut? Cine a făcut asta? Acela a pus un fiu al satului Matei și Ghiță Soria, cum îi spunem noi, de unde am și cartea. Și mulțumesc pe care asta. Contul se numește Mateiaș, Meve, vezi? Da, chiar durează mult. Două secunde, mă lăsați-mă un pic, nu lăsați-mă un pic, că își devine viață. Până atunci vă mai arăt, uite, și diferențe, asta e, aceasta este o ie de femeie măritată, ea străveche de la noi, ați văzut asemenea ioare? Vai, dar ce frumusețe! Sigur că am văzut, dar ignorantă, ignorantă cum sunt. Da. Nu am fost atentă la detalii. M-am uitat, da, e frumos, e frumos, minunat, asta e. Atât, așa. Foarte și asta frumos. E de fată din acela sat pe care ați avut-o dumneavoastră. Acum o să înceapă. Da, da, da. Asta. Aoleu, dar e... Se aude un pic. Va începe, Dănuțu, te rog. Vai, ce frumos. Da. Da. Va avea grijă bunul meu coleg, Dan Lungu, să dea imaginile acestea pe fundal, așa, o parte dintre ele, care îți vor plăcea ție, Dane. Cred că mulți se vor îndrăgosti și vor reveni la vatră. În urma, eu vă spun, dacă ne dă Dumnezeu sănătate, așa, va fi un ciclu de astfel de emisiuni cu doamne și domni care merg la șezătoarea la Brașov. Va veni și doamna Ioana Corduneanu. Am primit această promisiune că va veni și domnia sa a spus că n-ar fi mai bine undeva în vară, undeva înspre 24 iunie. Da. De ce? Pentru că este ziua internațională a IEI românești. De câțiva ani, da. Și puțină lume știe, adică puțin români știu, asta a se înțelege, puțin români știu. Și da, dacă nu-i voi cere prea mult și așa, va veni de la București la Brașov să ne vorbească. De câțiva ani, da, este IEI internațională a IEI, ziua internațională a IEI românești. Pe 24 iunie de Sânziene. Am povestit obiceiul de Sânziene din Matei, și din păcate s-a pierdut. Și cum este? Mi-a povestit că dimineața se trezeau și se îmbrăcau, mergeau pe câmp, aveau părul, era ziua... în care, singura zi în care era părul despletit. Deci, până atunci, țăranca română nu purta părul despletit. Nu-l purta, așa ne s-a spus. Doar de sânziene putea să iasă în sat cu el despletit și mergeau și culegeau efectiv sânzienele, le aruncau pe casă și era o sărbătoare a satului. Prin Maramureș am văzut că este încă vie, foarte vie această sărbătoare. Da. Ascult. Acum îi voi trimite bunului meu coleg imaginile cu sânzienele. O nebunie. Da. Punct! Sunt atât de frumoase. Ia. Cred că chiar din Maramureș sunt. Ia, ce splendoare aici. Da. Ia. Uite cât de frumoase. Doamne, ce splendoare! Doamne, ce splendor! Era și o glumă la un pe internet și că italienii au cele mai frumoase femei. Toate sunt românce. Lasă că se vor întoarce ele acasă. Se vor întoarce. Am fost la un moment dat, nu de mult, am fost în... Nu, odată am fost de mai multe ori, dar la un moment dat când am fost în Italia, la Roma mă întreabă o doamnă care lucrează în televiziune, este crainic la Rai 1, și se uită la mine așa, și întreabă pe prietenii mei, ce, e turist? Da, turist. Când am auzit asta, atunci am spus, am venit să vă văd la voi acasă. Și reține ce-ți spun eu, este un ciclu în toate. Atunci ne-ați cotropit voi. Aceasta este replica. Vedeți? Lucrurile se întorc. M-am scos bine, nu? Da. Am scos bine? Păi da, unde era demnitatea mea de român să mă întrebe, turistă? Sau a venit aici peste capul nostru? Așa vă trebuie.
Așa vă trebuie, romani, pentru că, da, mai avem sânziene, imediat de Nuțu, mai avem sânziene pe care le vom, e una care mi-a plăcut mie în mod absolut cu totul deosebit, da, sunt și cămeși. Suntem un popor ca oricare altul, suntem oameni muncitori, tot felul, încă la noi se mai spune, Doamne ajută, sănătate, Doamne ajută, bună ziua, așa ne salutăm. Așa ne salutăm. Deci nu suntem pierduți deloc. Nu suntem. Unii cred că suntem pierduți, unii sunt fel și fel de oameni, câte vor de... Ce înseamnă aia, Doamne ajută? De ce spunem oare? De ce spunem oare așa? Așa ne salutăm, Doamne ajută. Adică de bine, de binețe, de să vadă că nu ți-e dușman, că ți-e prieten, că presupun. Da. Aia, vedeți? Nu greșesc când închei fiecare ediție. Aveți grijă de cei de lângă dumneavoastră. Da. Doamne ajută. Stați, că nu s-a terminat. Mai avem. Da, și se bucură extrem de mult. Da. Toți oamenii pe la care merg și mă sună, că le dau numărul. Și mă sună și mai hai și la mine. Ai fost în sat și la mine n-ai venit. Aoleu. Te-am supărat cu ceva? N-am avut întotdeauna să-ți dau un pahar de suc sau o prăjitură când ai dat, zic, nu-mi trebuie. Știți cum e o frumusețe să umbli prin sat și își faci prieteni noi și cu doamnele de așezătoare suntem așa acum ca de nedespărțit. Când e o așezătoare, toată lumea e entuziasmată, la ce oră, ce aducem, ce să arătăm, ce au făcut, ce am făcut, bunătăți. Deci, cum se desfășoară o așezătoare? Vai ce frumoasă e această sânziană! Este o zână, realmente o zână. O șezătoare se desfășoară după regulile actuale, bineînțeles, nu se mai... Roxana Avraham se numește. Așa se numește. Fotos Sorin Albu, da. Nu, m-am pierdut să mă iertați. Oameni buni, haide să ne întoarcem, să mergem la șezătoare. Dacă vreți, unde puteți fi găsiți? Cum să vă contacteze cei care doresc? Pe veșnicul Facebook. Pe veșnicul Facebook, da? Sincer, acolo le-am găsit și eu pe doamne. Pe internet le-am găsit. Uh-huh. Pentru că altfel n-ai cum să știi de ele așa. Televiziunea, uh-huh. Eu n-am televizor în cameră. Pentru că noi să vorbesc pe internet. Ce băiat dește. N-am televizor, sincer zic. Nu-l agrez întotdeauna. Anumite canale le agrez, unele nu. Dar am internet și îmi selectez informația și de acolo. Și acolo le-am găsit și chiar am fost cu o bună prietenă de-a mea, Ana, Ia Călătoare. Se numește pe Facebook, nu știu dacă dumneavoastră... Ia Călătoare, nu. Ana Borca se numește. Și prima sezoare am făcut-o undeva prin, nu mai țin minte, prin primăvara anul trecut. Aici este un ac cu care se prinde... Pălitoarea, da? Și nu are gămălie. Gămălia este în formă de inimioară. Da. E în formă de inimioară. Uitați-vă cât e de frumos. Cu aceasta se împodobeau femeile. Numai femeile căsătorite la noi. Nu mai căsătorite. Acum ne-am gata. Avem era haine. Era o modă venită din șcheii Brașovului oarecum cu aceste acere. Am înțeles, da. Au influențe otomane turcească. Otomană. Da. Uh-huh. Acum avem haine unisex. Ne tundem așa frumos ca mine. Nu? Cosițe ca mine. Haine unisex și nu mai știm pe ce lume suntem. Da, un pic regulile s-au decalat, rosturile s-au distrus. Pentru s-au că deformat, suntem mutilați. Da. Multă lume zice că nu știu ce rost mai are. Eu așa de bine mă simt în costumul ăsta. Atât am zis de mândru, de picăcerul. Da, mai avem... Sigur că sunt și criticat, sunt și lăudat. De și... ce? De ce criticat? De cine? Nu știu. Sunt și criticat de mai multă lume. Criticat sau așa luat peste picior oarecum. Nu poți, poate criticat de prea mult, să zic. Am înțeles. Nu sunteți sănătoși. Haideți să vă mai arăt o ie din brand de data asta ca să nu... Acum, ce mândri ori fi brănencele acum, ia. O fi Matias Buricul Pământului, dar mai avem și alte centre. Ia, să înșirăm așa, să o vadă toată lumea. O ie cu sute cu firme. Să o desfășurăm, nu să o înșirăm, că vorbesc prostii, mă iertați. Uite. Ia uitați ce frumoase e. Brănencele sunt harnice. Brănencele sunt harnice, foarte harnice. Aici se vede... Și darnice. Brănencele sunt darnice. Ai, n-am. Știți cum e? Ai, n-am. Hei, glumă. Nu să mă iertați. Ne jucăm, așa jucăm, că... Da. Aici se vede influența Reginei Maria.
Vai cât ai iubit Regina Maria, da, România și poporul. Firul acesta metalic și toate bogăția ei este influența dinsei în portul nostru. Adesea sunt foarte nenumărate. Seamănă cu urs de mușcel. Da. Sunt nenumărate fotografii cu Regina Maria în, cum să zic, nu portul popular. În haine românești. Haine țărănești. Da. În haine țărănești. Dar cu dragoste dulceață, nu era așa numai populism. Da. Nu era populism, era de aici. Se poate citi de pe un S-a îndrăgostit de neamul nostru. Și a făcut atâtea servicii. Eu nu sunt regalistă, mă rog. În ultima perioadă am unele... Comentăm acum. Nu asta este problema. Pentru Regia Maria, o reverență până la pământ. Nu știu câți români au făcut pentru România ce a făcut Regina Maria. Deci n-am știut asta. Deci acest model... Nu acest model. Un tip paralie oarecum. Un tip paralie, da. Este o zonă în care e influența de mușcel, dar influența Reginei Maria. Așa, de la voi, așa... Bizon! Numai o secundă, fac o paranteză. De la voi, nefericiților, infractori internaționali, ce influență va rămâne? Ce influență va rămâne? O țară jefuită, sfâșiată, devastată, dar iată că renaște. Voi sunteți rușinea neamului. Vă știți voi care. Ar trebui până mâine să citesc pomelnicul cu voi. Nefericiților, oamenii vă știu, românii vă știu, să vă fie rușine. Deci iată, de la Regina Maria mai am o amprentă de... doar. Am încheiat paranteza, da, gata. Mai am o ie încă la mine, ca să vă arăt dacă tot am adus-o. Da, sigur că este. Este o ie din satul Veneția, Țara Făgărașului. O ie de mireasă. Și asta e la fel de împărătească. Vai, dar trebuie să pipăi materialul. Da, ce-o fi? Din ce e? Cânepă? Nu e cânepă, este bumbac. Bumbac. E o mixtură. E bumbac galben, așa-i spune. O textură, pardon, da. O textură plină, așa. Da. E țesutul războiului de casă. De... Acum am înțeles că există doamne care vor să învețe în acest grup șezătoare la Brașov să țeasă la război, nu? Da. Greșesc? Nu greșiți, mergem la Drăguș. La Drăguș? Familia Sofonia, familia Coșucarului, vestit de acolo. Da. A intrat în... E tezaur, declarat tezaur roman viu, domnul Sofonia și soția dumnealui. Fac cheptare de genul, ceea ce nu mai coase mai nimeni. Pe piele, așa. Fica dânșilor, doamna Oara, organizează șezători regulat joia și sâmbăta. Și vin doamnele, acolo e punct de lucru, ca să zic așa, vin, se așează fiecare torc. Am rămas uimit când am văzut că în anul de glorie 2006 se torce. Pentru ce torce? Că acum, de atâția ani, zeci de ani, există mașinării, sigur. Nu mai sunt de tors. Așa, nu mai găsesc. Probabil nu știu nici ele, o fi mai greu să... Tor cu mâna. La șezătoare. Le place, la șezătoare. Celelalte țes, altele cos, altele brodează pieptare și e un centru meșteșugăresc acolo, unde sunt angajați. Cine face cizmă grea așa? Cizmă grea așa nu mai face, pentru că, într-adevăr, sunt un pic incomode. Sunt un pic incomode. Da, pe mine nu mă supără, dar sunt incomode din ce că nu mai sunt un mod de viață. Nu mai sunt în mod de viață, nu mai suntem obișnuiți cu ele. Ăstea trebuie că mănâncă un pic cioarece ăstea. Dar nu-i nimica. Cioarece, da. Nu e capăt de țară. Te duci la spa, să-ți facă acolo, știi, așa, pui cioarece pe tine și gata. Sunt un pic incomode, dar... Dar trebuie să mai facă cineva cizme. Până la probabil dacă o să fie cerere, o să facă. Vor învăța la se fac, dar sunt moi, sunt foarte joase și foarte moi, foarte ușoare de dansatori. Am înțeles. Asta am zis că sunt și într-un ansamblu Junii Brașovului, acolo nu este o treabă extraordinară. Suntem o familie, într-adevăr, ca oameni ne iubim, ne respectăm. Na, știți dumneavoastră, poate ansamblurile au cam distrus o mare parte din arta populară, îmbrăcându-se cu costume de mașină, ca să zic așa, brodate la mașină. Au înlocuit cioarecii cu niște izmene, le-am înlocuit și eu, nu mi-e rușine să zic asta, este colanți. Am înlocuit cioarecii și pantalonii români cu colanți, ca să putem ridica piciorul. Oarecum am o reținere față de ansamblurile folclorice de așa de rang foarte mare, pentru că acolo se distruge arta.
Numai toată lumea trebuie să fie în același, ieșit ca pe bandă rulantă, acolo trebuie să fie la fel, trebuie, nu. Dar se pot găsi soluții și pentru ansambluri. O cale aia de mijloc echilibrată, în care să respecti și zona și înaintașii și portul, să poți să fii și profesionist în dans. Sigur se poate găsi o cale. Și sunt ansambluri care au găsit această cale. Noi încă o căutăm, sper să o găsim, ansamblul nostru Junii Brașovina, care sunt. Ansamblul Junii Brașovina. Da, și foarte mulți colegi de mei, extraordinar, am rămas și uimit, chiar azi am vorbit cu o colegă, încep și adună și ei. Au văzut ce li s-a dat de la Casa de Cultură, da, și nu le-a plăcut sub nicio formă. Și adună? Și încep și adună să aibă propriul lor costum, când este undeva la un bal sau la ce mergem noi la anunță, se poate îmbrăca în costumele lor. Efectiv, a rămas uimit și nu adună numai de la din zonă, adună... Costume veritabile, nu veritabile. Acelea brodate la mașină. Nu, nu, când li s-au dat de la Casa de Cultură și nu le-au plăcut. Uh-huh. Și atunci încep și măcar o cămașă, măcar, nu știu, să zic cârpa de gât, măcar o pălărie, să stea pe el, să-i facă fală, nu rușine. Oameni buni, nu am mai văzut de mult atâta finețe, poate că aș exagera dacă aș spune că nu am văzut niciodată, dar... Nu știu dacă l-ați observat mai devreme, acum poate că îl veți mai surprinde, cu atâta finețe mângâie ea și mă rog pe tot ce pune mâna aici, cu dragoste, așa ceva rare ori, rare ori, să mângâie ea, povestind doar, relatând despre ea, absolut senzațional. Și... Nu suntem pierduți. România renaște. Nu se poate. Oare cum ți-ar fi stat plecat din țară, mă gândesc? Așa, la am muncă. Fost două luni. Două luni? Așa de prost mi-a stat. Unde? În Germania, la muncă, să-mi iau mașină. Așa. Da, am fost două luni și nu mă duce. Vă dați seama că n-am îmbrăcat două luni hainele astea? Și cum a fost oare? L-am jucat, să știți că sâmbătă seara făceam. Joc în șură, acolo, cum ziceam, chiar mă gândeam cu jocul la șură, odată era jocul la șură, că nu era cămin cultural și nici în... La nemți. La noi în țară. Da. Și acolo la nemți, tot așa, era o șură, unde ne permitea să jucăm. A, erați mai mulți. Da, eram 200 de români. Aha, și... Dar toți știau să joace, nu? Aproximativ. Da, și ce făceam? Și jucam, chiar dacă n-am brăcat sumul popular, am jucat. Bine, nu m-am simțit ca acasă niciodată, mi-a fost dor. Vedeam poze, vedeam... Da, asta e, au trecut repede. Nu zic că nu m-aș duce din țară, dar nu m-aș muta. Din țară trebuie să mergem, să plecăm, să vedem, să vizităm. Poate să... și pe un an, poate și pe doi, așa, dar nu, de tot nu m-aș muta. De ce? Nu m-aș muta eu. Am fost stabilit la Brașov și acum am întors acasă mai rău. La mine, unde stau eu, nu știu. Nu există explicații. Asta simt, asta fac. Am și eu, sunt capricorn și mi se văd un pic ornițele, poate. Am așa un fix. Ce simt, fac. Foarte bine. Fac. Dacă știu, mai ales că nu greșesc sau nu supăr pe altcineva sau... Și am învățat foarte mult ca de pe un om să-i dau așa praful jos și ce are mai bun să-i scoți în față. Toți avem câte ceva bun. Toți avem, dar m-am învățat să-i dau praful jos. Niciodată să nu zic, uite, nu așa sau, mă rog, nu. Asta am învățat. Probabil da, să ne acceptăm. Să ne acceptăm. Să ne acceptăm și să... Am constatat asta. Oameni aparent răi, care chiar au deja emblema pusă, rău, prost, eu știu cum. Dacă te porți bine cu cel rău, va fi bun. Am constatat asta. Nu odată. Da. Poate că este și un mod de autoapărare. Poate că, în fine... Dacă o fi primit și el pumni în barbă de la viață, adică de la noi, ce să facă bietul om? Ce putea să facă altceva? Adică să fie rău și el. Astfel devenim și noi mai buni. Mă gândeam acum, dacă acestea sunt haine românești, da? Și celelalte cu care umblăm acum sunt haine domnești, oare blugii aceia care costă totuși mult, rupți, făcut sferfeliță, prespălați, tot haine domnești? Da. A? Cum să le spui haine domnești? La izmenele alea rupte. Că sunt niște izmene, știți, cu certitudine, mult mai bine decât mine,
Blugii așa au apărut, mineri prin Statele Unite, da? Pentru că se rupeau repede izmenele pe ei, au făcut țesătură ca lumea și așa au apărut blugii. Dar nu erau prespălați și se rupeau de muncă, nu se rupeau în fabrică. Acum sunt fabrici specializate să-i tocească, să-i taie, să-i... Hai să mai pui un belciug în... care pe unde vrea. Și gata, haine domnești, dar ne revenim. Măcar în sărbătorile mari, măcar de câteva ori pe an, să zic eu 3-4 ori pe an, un tânăr sau un om să îmbrace costum la Paști, la Crăciun, la o nuntă, să meargă la o nuntă câteva ore îmbrăcat așa, că efectiv erau haine de nunți multele. Haine, costum popular de patrimoniu, costumul de nuntă. Ăla e adevăratul costum românesc. La o nuntă îl găseai, ieșeau cu cele mai bune haine, de Paști, de Crăciun sau la nunți. Ieșeau cu hainele lor, îndrăzneau să fac asta. Acum, categorii nu mai putem umbla, nu te putem opune societății, nu ne putem opune, asta no, este. No, ce no. Asta este. Ce vreau să vă arăt, știți ce e aici? Nu, nu știu. Semnul ăsta? Ia să le arătăm, care sunt? Asta albastru, ăla verde, asta albastru. E svastica. Svastica. Ia. E costumul sărbătorilor românesc. Se vede oare? Da, e o cruce îndoită, cred că se vede. Da, știu, da. Telespectatorii înțeleg despre ce este vorba. E svastica, așa am citit undeva, că este semn de noroc. Și de cum de bunăstare, de noroc, de... Da, acum, da. Mă rog, depinde... Vai, ce frumos e și șnurulețul acesta. Doamne, dar într-adevăr ți-e mai mare dragul să pui mâna... Și câtă muncă, ce broderie! Da, asta este un pic problemă, că astăzi, în lumea nemaicunoscând, asta vreau să vă spun, poate că ar trebui un pic în școli, de mici copii, cum v-am spus, și de copilul ăla care era la Casa Dansului, de se uita la noi și parcă venea să joace, dar n-avea cu cine și nu știa. În școli un pic ar trebui, sub o oarecare formă, să li se spună copilului, uite, ăsta e costumul de latin din zonă, ăsta e dansul de latin din zonă. Uite, așa se făcea, așa se lucra, asta e tehnica. Astăzi, credeți-mă că aceste ei s-au înlocuit cu niște aplicații, așa. Uh-huh. Efectiv, asta a dispărut tot de pe aici, e o aplicație. Și mulți le poartă de bune, dar nici nu știu. Nici nu știu că nu e ăla, că există ceva mult mai valoros. Și mult mai... Și se pierd meșterii populari, sunt înlocuiți cu artizanat. Una e meșter popular și una e artizanat. Total diferit. Asta e. Și eu, ce mai fac pe lângă alte activități, am descoperit o doamnă care ne țese, mă duc și îmi țese crătință, cum zicem noi, pentru femei, care ne coase cămașă făcută, asta e foarte veche, am o cămașă făcută acum un an, cusută. Și aceea se numește meșter și trebuie să trăiască cumva. Da, da, da. Și atunci mă duc în sat și le duc material. Am ce înseamnă? Aia croit și făcută în sine și după aceea lucrat brodat, da, și brodat, ce trebuie. Da, da. Fiecare pe domeniul lui, dar încep și descoper și spun lumii, uite, acolo, în satul ăla, te duci, în satul Merchiașa, de exemplu, ne țese crătințe. În satul Mateiaș, cineva țese pânză de casă. Are bumbac mercelizat și... Era o problemă aceasta, că nu mai țesea nimeni. Nu mai țesea nimeni. Și de asta, nu mai țesea pentru că cei de la artizanat nu folosesc pânză de casă, întotdeauna. Folosesc pânza industrială, știți? Uh-huh. Și... Foarte, nu, și asta din punct de vedere al artei e o problemă la... Dar, până la urmă, lumea se bucură cu ce găsește. Și să zic, și o bucurie enormă când îmbracă un costum și când ne întâlnim. Uite, săptămâna viitoare, în 20 februarie, o să fie balul portului la Rupea. Cred că nu vreau să exagerez, 500-600 de persoane, nu știu câte sunt, la un restaurant din ieșire din Rupea. Și iese dintr-un jeep, iese câte o crătință, câte un șurț, câte o pincă și vin la bal și șoacă. Sunt foarte bine. Foarte bine. E organizat de ansamblu junii cetății Rupea balul. Minunat, minunat. Și vin toate satele, fiecare sat cu portului și inclusiv domni, ca să zicem așa. Uh-huh. Și vin și fiecare poartă câte o ie sau poartă ceva. Nu. Deci nu e deloc târziu sau... Înțeleg că se apropie și revin mai mulți, nu? Se alătură mai mulți. Rădăcinile îi cheamă și lipsa lor, se își pune cuvântul, lipsa acestor obiecte și tradițiilor și este o carte de vizită, o tradiție. Chiar am povestit cu noi o să telefon, parcă, la altă seară,
Nu? Așa am povestit că în momentul când vine cineva, trebuie să se uite, îl interesează și tehnologia de vârf și așa, dar primul contact și unul foarte important sunt tradițiile culinare, populare, costumul. Pizza! Pizza! Hamburger! Eu nu zic să nu... Eu am mai spus asta. Pizza e făcută de un nefericit. A fost inventată 100%. Da. Așa, în accepțiunea mea. Poate că e altceva. Un nefericit în vremea foametei, fugit de acasă, s-a întors după o vreme și a găsit o lingură de mălai, o codiță de scârnat, o bucățică de brânză mucegăită, a făcut o turtă, a pus acolo ce a găsit, resturi din fiecare, și așa a ieșit pizza. Și acum la noi se... Ieși în oraș, te duci la o pizza. Ați mâncat și... lichiu. Ce? Lichiu. Nu, uite că eu nu știu ce e. Lichiu e un fel de pizza de-a noastră veche. Aha, e numai blat și se pune brânză de vaci și cu smântână. Mi-e rău. Și se pune pe vată direct. Ah, mi-e rău. Deci, Da. Parcă sașii numesc Hancli și uite că dacă tot apomeni de sași, am un pieptar din satul meu. Satul meu a fost sat săsesc. Portul vai, ce frumos e. Într-o oarecare măsură nu prea există. Dar sașii au avut reguli minunate. Eu duminica trebuia să mă duc la poartă, sâmbătă seara, să mă duc la poartă să mătur, ca duminica sașii treceau la biserică, când era mic. Și treceau la biserică și mama zicea, e o rușine să n-ai poarta măturată, adică strada, în fața porții. Dar și românul mergea la biserică. Și românul, dar în fața casei mele, efectiv treceau sașii, că stau lângă biserică. Și ei era rușine să o vadă sașii cu poarta nemăturată. Sau să ce formă de poate. Respect da. Față de sine și față de comunitate. De comunitate. Da. Și foarte mult am învățat de la sași. Chiar mai am câțiva vecini sași, foarte mult am învățat de la domnile lor. Păcat că au plecat. Noi am convințuit bine. Așa se vor, se încep să se mai întoarcă. Am auzit că vin nemți. Cumpărere casului. Da. Vin, s-au sătura, mai ales acum. Bine, nu intrăm în detalii. Oameni buni, 2 minute mai avem. 2 minute? A trecut o oră. Și mie mi-era frică să vii la emisiunea noastră. Nu cred că frică, cred nu că a frică, fost altceva. Nu frică, era altceva. A fost altceva, da, am înțeles. Ne vom revedea cu certitudine. Dacă ne dă bunul Dumnezeu sănătate și v-am spus... La această emisiune va fi nu o campanie, că e așa, în fiecare săptămână, câte un românaș sau o româncuță adevărați. Ați simțit, nu? Adică nu așa că e cool. Acum au început să poarte toate fufele, că așa e cool. Aoleu, că, dar pe asta vreau să zic. E altceva, deci alt segment. Unele entuziasmate care e rău, care nu e rău. Nu, este rău că este un început, e un nou început. Da, nu e rău, nu le acuzăm, nu-i acuzăm. E bine, dar să nu cumva să o mutileze, să iasă afară numai chiciuri, așa, pentru că ies bani. Nu, oameni buni, adică trebuie să ne arătăm în toată splendoarea. Deci este artă. Sunt certificatele noastre de identitate. Cărțile noastre de identitate, acestea sunt, mă rog, alături de multe altele. De altele segmente. Eu, mare parte, și eu mulțumim pentru că cu dragoste. Este o datorie. Este o datorie. Oricine are o pârghie pentru a vă arăta lumii, trebuie să o facă. Și cred că o vor face mulți. Și vă așteptăm la o ședătoare. Cu dragoste mai ales. Așa spunea domnul Nichita Stănescu. Cu dragoste mai ales. Cu dragoste mai ales. A mai rămas un minut pe care ți-l ofer pentru un salut românesc, așa cum dorești de acolo, de la suflețe. Nu vă pot spune decât că eu sunt îndrăgostit. Sper să ia și alții exemplul meu. Mă îmbrac de câte ori am ocazia. Puterea exemplului este mare. Da. Și trăiți românește că rău nu vă părea. Da, rău nu vă părea. Mulțumesc din toată inima. Sănătate, viață lungă și frumoasă. Un salut cât se poate de reverențios părinților. Mulțumesc. Și bunicilor, dacă sunt cumva întorși acasă. Unul singur mai este în lumea asta. Celor plecați, Dumnezeu să le fie veșnicia luminată, așa cum îmi place să le spun.
cine a rămas în viață mulțumiri pentru așa un pruncuț. Un pruncuț absolut senzațional. Vă spun, a fost o fericire pentru mine, cu certitudine și pentru dumneavoastră. Arătați-le copiilor calea și ei o vor alege. Numai să o vadă. Voilà. Da. Da, vă mulțumesc din toată inima. Mulțumesc. Nici și numai... eu și grupul nostru. Cu dragoste, cu mare dragoste. Cu mare dragoste. Puteți să faceți o planificare care cum puteți, o dată pe săptămână, vă aștept aici câte... Eu nu aleg. Mă rog, vom vedea. Gata. Minunată experiența moment mea. Pentru prime emisiune, da? La care am participat. Prima apariție? Prima, da, apariție mea. Așa. Un dialog între doi oameni. Da? Români. Doi români, adevărați. Vă asigur. Chiar dacă am veșminte domnești, pe mine nici măcar domnești nu sunt. E pe o panaramă ce e. Și ce să faci? Da. Gata. Nu mai am cuvinte după asta. Vreau să nici nu vreau să ies din această stare o vreme. Gustați-o și dumneavoastră. Cugetați și vedeți ce veți putea face. Vă cheamă dorurile și amprenta genetică. Gata. Aveți grijă de cei de lângă dumneavoastră. Doamne ajută!